Salutare tuturor! Astăzi vreau să discutăm despre un lucru învățat greșit de unii elevi la școala de șoferi, un lucru care poate face diferența dintre a obține și a nu obține permisul. Dacă vă place acest episod, nu uitați să vă abonați și să apăsați pe butonul de like, iar acum, haideți să începem! Este vorba despre acordarea priorității la cedează trecerea. Există două indicatoare pe care le puteți întâlni la sfârșitul drumului care nu mai are prioritate. Primul este indicatorul stop, la care este de la sine înțeles că trebuie să oprim în punctul de maximă vizibilitate, să ne asigurăm stânga-dreapta, iar dacă drumul este liber, să înaintăm. Iar al doilea este indicatorul de cedează trecerea, la care trebuie să încetinim, să ne asigurăm, iar dacă nu vine nimeni, să pătrundem în intersecție. În cazul în care ar fi venit cineva, trebuia să oprim, să-i acordăm prioritate și de-abia apoi să intrăm și noi în intersecție. Dar haideți să vedem mai exact ce semnifică indicatorul de cedează trecerea. Se amplasează pe drumul public fără prioritate la intersecția acestuia cu un drum public prioritar. La întâlnirea acestui indicator, conducătorul auto este obligat să reducă viteza și să se asigure că pe drumul prioritar nu circulă autovehicule, și abia apoi poate să pătrundă în intersecție. Dacă pe drumul prioritar circulă alte autovehicule, conducătorul auto este obligat să oprească pentru a le acorda prioritate. Foarte mulți începători însă înțeleg acest lucru greșit și consideră că de fiecare dată când ajung la un cedează trecerea, trebuie doar să încetinească. Lucru care poate face diferența între admis și respins. Și haideți să vedem de ce. Mă apropii de o intersecție cu cedează, mă asigur și trebuie să pun frână repede pentru că vine o mașină. Cu siguranță un șofer cu experiență nu are probleme să facă asta, dar un șofer începător aflat în școala de șoferi, mai ales un șofer aflat la examenul auto, care are foarte mari emoții, nu va putea să facă asta și nu va avea reflexe destule. Ceea ce înseamnă că examinatorul care va sta în dreapta va pune frână primul și asta conduce la picarea examenului auto. Așa că vă sfătuiesc să opriți la fiecare indicator de cedează, cel puțin în școala de șoferi, deși oricum situația drumurilor din România nu prea permite ieșirea fără oprire și haideți să vă arăt câteva exemple. Pentru primul exemplu, ajung într-o intersecție cu cedează trecerea, încetinesc, mă asigur și constat că nu pot să fac asta din cauza mașinilor parcate, așa că trebuie să mă opresc, să introduc în dreapta întâi și să ies ușor-ușor în intersecție până când văd că nu vine nimeni. Iar în momentul în care deja sunt în intersecție și este periculos, pot ieși pentru că nu vine nimeni. Ajung la o altă intersecție cu cedează trecerea, încetinesc, încep să mă asigur, dar nu pot să o fac din cauza tufișurilor, atât în stânga cât și în dreapta. Deși în dreapta vizibilitatea este ceva mai bună, în stânga nu văd nimic. În al treilea și ultimul exemplu, mă apropii din nou de o intersecție cu cedează trecerea, încetinesc, dar constat că nu pot să mă asigur din cauza zidului care se află în stânga, dar și în dreapta. Așa că trebuie din nou să opresc, să merg ușor în față și să mă aplec astfel încât să văd bine drumul și să văd că nu se apropie nicio mașină. Iar atunci când este liber, am posibilitatea de a ieși. În concluzie, sfatul meu este să opriți la fiecare cedează trecerea, cel puțin la început, până prindeți experiență și găsiți situații care să nu vă pună în pericol pe voi și pe ceilalți atunci când nu opriți la indicator. Dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să vă abonați și să apăsați pe butonul de like, iar până data viitoare, la revedere!